Vă prezentăm unul dintre proiectele edilitare ce va transforma fața orașului și în timp va deveni extrem de benefic pentru sănătatea locuitorilor orașului. Baza sportivă și de agrement Bocșa Izvor. Cunoaștem deja că în zona Izvor există o ionizare negativă, similară cu cea de la Herculane, pentru că, datorită pădurilor și curenților specifici, există un aer ozonat benefic pentru refacerea stării de sănătate. Un climat sănătos, numai bun pentru activități sportive și de recreere. Baza sportivă și de agrement Bocșa Izvor va cuprinde zone bine stabilite pentru ca locuitorii săi să se poată bucura, indiferent de vârstă. O zonă va fi destinată terenului de fotbal Liga a doua, cu o tribună de 500 de locuri, cu un teren pentru antrenamente și un teren sintetic pentru mini-fotbal. O altă zonă va cuprinde clădirea administrativă cu vestiare și sală de fitness. Vor exista inclusiv 3 terenuri de tenis de câmp cu nocturnă, precum și o piațetă cu acces pietonal. Bineînțeles că în baza sportivă va fi prevăzută o zonă de cantonament, o clădire care să aibă camere de cazare, sală de mese, sală de jocuri, spa și spațiu comun pentru socializare. Nu va fi omisă nici zona de parcare, foarte importantă pentru vizitatori. Un oraș cu tradiție istorică cum este Bocșa are nevoie de un suflu nou, are nevoie de proiecte dinamice pentru a răspunde mai repede nevoilor comunității. Pentru copii, pentru tinerii noștri, împreună vom rescrie frumos istoria orașului nostru. Votează Mirel Pascu, poziția numărul 1 pe buletinul de vot.